Dacă cineva iubește cu adevărat, acela este Domnul. Noi adesea nu înțelegem dragostea lui Dumnezeu și nu înțelegem nici dragostea creștină de multe ori. Nu înțelegem cum e dragostea creștină. Vedeți, prea multele cântece despre dragoste de care e plină lumea asta, ne fac să credem că dragostea e așa, doar un fior care ne cuprinde câteodată, și vorba unor afluturi în stomac și o senzație frumoasă. Însă, dragostea creștină este nespus mai mult decât ceea ce gândesc oamenii. Ea este rezultatul unei decizii personale pe care cineva o ia. Dumnezeu a luat decizia să ne iubească. Credeți că aveam vreun merit? El ne-a iubit pe când noi eram încă păcătoși. Și știți ce înseamnă păcatul în perspectiva lui Dumnezeu? E mizerie totală, Dumnezeu respinge păcatul, El urăște păcatul și totuși a ales să ne iubească. Să nu credem că El a ales să ne iubească pentru că avem noi așa niște merite, ba de frumusețe, ba de deșteptăciune, ba de fapte grozave nu avem niciun merit. Dumnezeu a ales să ne iubească pentru că El este dragoste. Și toți aceia care vor să semene cu Dumnezeu trebuie să ia decizia iubirii. Ieri mă întrebat cineva, așa, zicea, ce vă face cele mai multe probleme? Și am zis, oamenii. <laughs> Culmea oamenii. Și am avut grijă să adaug și să zic așa. Și totuși pe fiecare dintre oameni Dumnezeu îi iubește. Și atunci oamenii trebuie ajutați să înțeleagă, atunci când sunt greșiți că sunt greșiți, trebuie ajutați să se îndrepte de la cărarea greșită și de la căile deviante spre calea lui Dumnezeu. Dragii mei, toți avem preț în ochii lui Dumnezeu pentru că El a ales să ne iubească. Și de aceea astăzi aș vrea să stăm cu inima plină de bucurie După mesajul care ne-a fost adus până aici Să stăm cu inima plină de bucurie și să zicem Doamne, îți mulțumesc că ne iubești Am o întrebare Pe dumneavoastră vă urăște cineva? Am auzit oameni din astea care o spun așa ca pe o... o virtutea vieții lor, zic, eu n-am dușmani. Eu n-am dușmani. În realitate, vieții oameni nu știu că au dușmani. Suntem în anul în care vorbim despre maturitate. Știți cine nu e conștient că are dușmani? Uitați-vă la un copil mic, stați de vorbă cu el, habar nu are. E în stare să stea oriunde și lângă oricine. Și părinții se uită altfel și zic, vai de mine, nu te apropia de, să nu te apropii de cutare. Maturitatea te face să fii vigilent și să înțelegi că există pericole pentru tine. Omul care nu e conștient că există pericole care se deschid spre el, omul acela n-are maturitate. Și frați și surori de la poarta cerului, nu e așa că noi toți ne dorim să fim creștini maturi? Vă mai întreb o dată, aveți dușmani? <laughs> aveți! Dacă v-aș întreba pe cine, să nu-mi ziceți că pe vecinul de la apartamentul cu tare. Să nu mi răspundeți așa că nu răspundeți bine. Vreau în această seară, în cadrul studiului nostru biblic, să conștientizăm faptul că fiecare dintre noi avem dușmani. Și aș vrea să-i luăm așa ca la Scriptură, să înțelegem. În primul rând, vreau să vă aduc aminte de dușmanul extern. Care e dușmanul extern? Fratele Nelu ne-a atras atenția asupra unui verset din Scriptură, a zis versetul de aur al Scripturii, care zice așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea. Ei bine, dragii mei, trebuie să vă aduc aminte că este un verset în Sfânta Scriptură, care e cuvântul lui Dumnezeu, Pune te rog pe ecran 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 15, ca să vedem ce zice acest cuvânt. Pentru noi îl zice: Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Ce se întâmplă aici? Dumnezeu a iubit lumea, nu trebuie să semănăm noi cu Dumnezeu. Trebuie să semănăm cu Dumnezeu. Ce înseamnă maturitate? Să căpătăm același caracter cu al lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea și dintr-o dată zice copilașilor, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Ce înseamnă asta, dragii mei? Înseamnă că, uitându-ne la acest cuvânt din Scriptură, noi înțelegem că există un dușman extern pentru noi. De ce zic extern? E în afara noastră trăim înconjurat de dușmanul acesta, înconjurați de dușmanul acesta. Și dușmanul acesta este lumea, dar cum poate fi lumea? Dragii mei, în limba română, cuvântul lume are multe sensuri. Când vorbim despre lume, ați auzit, e lumea artiștilor, ați auzit despre asta. zic că e lumea artiștilor. După aceea zici că este lume, ceea ce vezi, te uiți peste pământul acesta și vine să zici, Doamne, ce frumos ai făcut o lume asta. Însă când Scriptura ne spune copilașilor, nu iubiți lumea, dacă am mai avea versetul acesta, uitați-vă bine la el, poate rămâne întipărit în mintea noastră. Când cuvântul ne spune, nu iubiți lumea, se referă la un dușman. Și știți care e dușmanul acesta? sistemul de viață și de trai pe care îl inspiră lumea aceasta. Și la ce ne îndeamnă lumea aceasta? La lucruri cu totul și cu totul diferite de cele la care ne îndeamnă Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să fim smeriți, nu-i așa? Lumea asta ne cheamă să ne afirmăm, să arătăm cine suntem. Sunt lucruri care stau în contradicție totală unele cu celelalte. Și atunci vreau să vă spun, să vă aduc aminte, că lumea nu este ceea ce vedem noi cu ochii, nu este ceea ce iubește Dumnezeu, ci este sistemul păcătos în care zace lumea aceasta, infectată de păcat. Și atunci când zic, avem un dușman extern, este lumea. Credincioși de la poarta cerului, nu trăiți ca lumea. Nu faceți ce face lumea, dar uitați-vă ce face lumea. Ne atacă în fiecare zi și caută să și impună sistemul ei de valori în viața noastră, să ne facă să iubim ce iubește ea, să prețuim ce prețuiește ea, să căutăm aceleași lucruri pe care le caută ea. Avem de luptat cu lumea. Doamne ajută-ne să fim biruitori. Vreau în această seară, în studiul nostru biblic, să înțelegem cine este dușmanul nostru. Întâi este dușmanul extern, lumea. Mergem mai departe. Este dușmanul intern. Care este? Ziceți tare că-i voi, învățăm. Firea. Dar cum îi zice în scriptură la fire? Îi mai zice, mai adaugă ceva ca să fie mai, mai explicit. Firea care? Așa, firea păcătoasă, firea pământească. Și ăsta este dușmanul nostru. Și interesant că ea lucrează din interiorul nostru, Galaten 5 cu 17. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dragii mei, în termeni simpli, trupul nostru se lasă condus fie de Duhul Domnului, Doamne ajută fie de firea pământească. Există în noi o fire care este puternic amprentată de cel din tâi păcat, de păcatul adamic, practic este purtătoarea păcatului primordial. De aceea copilul, cât îl vezi de mic, știe să păcătuiască. Iată dar, firea pământească ne dă iar bătăi de cap și este dușmanul nostru. Avem de luptat cu firea pământească. Doamne ajută-ne să obiruim și să ne lăsăm conduși de Duhul. Este dușmanul extern, ziceți cine este dușmanul extern? Lumea. E dușmanul intern, firea pământească, și e dușmanul din infern. Ăsta cine e? Diavolul. Dragii mei, vom insista puțin asupra cuvântului Scripturii, ca să înțelegem bine aceste adevăruri, diavolul este dușmanul acela din infern, pune-te rog pe ecran 1 Petru capitolul 5 cu versetul 8. Uitați-vă ce spune aici Scriptura. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Există diavol. Culmea e că el ar vrea să zicem: Nu există. Așa s-ar simți el bine. Dar eu mai zic o dată, apropiindu-mă de microfon, există diavol. Și asta ar trebui să ne facă vigilenți pe fiecare dintre noi. Adică să știm că există un dușman din infern. Din păcate, există două greșeli majore cu privire la diavolul și la abordarea problematicii diavolului. Există o categorie de oameni care nu cred în existența diavolului, și implicit nu sunt atenți la și retlicurile lui. Nu le pasă, nu există diavol. Și atunci nu văd și retlicurile lui, nu-i văd strategiile și vai ce ușor cad victima acestor strategii ale diavolului. Și există o altă extremă, iarăși periculoasă în felul lui, să crezi în existența diavolului, dar să fii atât de preocupat de existența diavolului, încă n-ai timp să-l vezi pe Dumnezeu, numai tot cu diavolul, în stânga și în dreapta. N-ați auzit învățături din astea? Că scot demon din piatră seacă și din pom uscat. Și scot demon de peste tot. Dragii mei, eu vreau să vă chem în seara aceasta să înțelegeți fiecare împreună cu mine că Dumnezeu ne vrea creștini maturi. Și a fi creștin matur înseamnă să fii mereu în gardă. Să știi că este un dușman extern, este un dușman intern, este un dușman din infern. Și uitați-vă ce spune Scriptura, 2 Corinteni 2 cu 11. Să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Dragii mei, există creștini care uită că viața de credință este practic o viață de luptă. Că ne place, că nu ne place. Viața de credință este o viață de luptă. N-avem voie să uităm asta. În timp ce sunt creștini care au o adevărată fascinație a demonilor și ajung să vadă demon peste tot și în toate, noi, cei de la poarta cerului, ne rugăm Domnului să fim creștini echilibrați. Să știm că viața de credință e o luptă și să ne luptăm cu armele neprihănirii. Din nefericire, există nu puțin, ci mulți oameni și chiar grupări religioase care încearcă să conteste existența diavolului. Eu vă arăt cartea aceasta, Scriptura, și tot ceea ce în această seară vreau să învățăm din Scriptură, este bine fundamentat în cuvântul scris, în cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat, tocmai cu scopul de a ne face vigilenți. Un creștin matur este vigilent. Nu poți să vorbești despre maturitate fără vigilență. Și acum aș vrea să încercăm să ne uităm la dușmanul nostru, pentru că aceasta este titlul învățăturii noastre din această seară cine este dușmanul nostru. Și aș vrea întâi să ne uităm la originea dușmanului nostru. Unii dintre dumneavoastră știți, alții poate că nu știți. Dar dușmanul nostru, adică diavolul, este o creatură a lui Dumnezeu. Vă vine să credeți asta. Dumnezeu l-a făcut. Doamne, dar de ce l-a făcut așa de rău? Că doar ne-a spus frate Filip la început că el ne urăște pe toți. De ce l-a făcut Dumnezeu așa de rău? Vreau să vă aduc aminte că tot ce face Dumnezeu este bun. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și a zis: Bine și foarte bine. Există două pasaje în Scriptură, în Vechiul Testament, care ne arată câte ceva despre originea dușmanului nostru. E vorba de Isaia, capitolul 14 și Ezechiel, capitolul 28. Sigur că dacă veți deschide Scriptura, acolo veți vedea că prorocul vorbește împăratului tirului. Însă noi, ca oameni înțelepți, care știm cum să tălmăcim Scriptura, înțelegem că dincolo de împăratul tirului, de această personificare, stă o ființă spirituală. Și Scriptura vorbește în termeni foarte clari despre Lucifer, despre Satan. Ce vorbește despre el? Întâi vorbește despre perfecțiunea lui. Așa l-a făcut Dumnezeu. Perfect, desăvârșit, zice cuvântul Scripturii. Ezechiel 28 cu 12. Ia uitați-vă ce spune aici. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului tirului și spune-i, așa vorbește Dumnezeu, ajunsesești la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Vă imaginați? cum l-a făcut Dumnezeu pe Lucifer? Mai citesc o dată. la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Știți că este un pericol când cineva ajunge la cea mai înaltă desăvârșire, când cineva ajunge la cea mai înaltă frumusețe, când cineva ajunge la cea mai înaltă înțelepciune, există un pericol? Îl cunoaștem noi. Cu cât cineva este mai înălțat, cu atât este mai în pericol. Și pericolul de cădere este foarte mare. Dragii mei, nu știm cum, Biblia nu ne dă detalii. Și e bine să știm numai ce ne spune Dumnezeu. Dar cumva, cumva, în inima acestei ființe angelice deosebite, în inima lui Lucifer, s-a strecurat primul păcat din Universul acesta. Și acela a fost mândria. Sunt oameni care cred că mândria nu-i mare lucru. Mai zic o dată. Primul păcat care a existat vreodată în Universul acesta. A fost mândria. Și mândria a ajuns să pună stăpânire pe el. Și știți ce a zis? Nu mai deschidem uh, textele scripturii. A zis în sine alui dată, Mă voi sui să fiu ca cel prea înalt. Mă sui până acolo, să fiu ca el. Ori, dragii mei, Dumnezeu, rămâne Dumnezeu. Și nu există nimic care să legaleze pe Dumnezeu. Și, bietul Lucifer s-a lăsat cuprins de gândul acesta, mă voi sui. Și scriptura zice, citiți în Ezechiel, zice, de aceea te arunc, Heruvim ocrotitor, de aceea te arunc. Și a fost aruncat de acolo de sus. Am zis ceva de perfecțiunea lui, să zic ceva de defecțiunea lui, Ezechiel 28 cu 15, să vă citesc ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit defecțiunea în tine, nelegiuirea în tine. Sau uitați-vă în Isaia 14 cu 13, numai ca să vedeți defecțiunea lui Lucifer care a fost. Isaia 14 cu 14, cu 14 cu 13 să începem. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui, eu, mă voi sui în cer. Îmi voi ridica, eu îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Eu voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază nopții. Eu mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dragii mei, eu am adăugat, ca să fiu mai explicit, pronumele eu acolo, ca să înțelegem ce l-a doborât pe Lucifer. A vrut să creadă că el e centrul la toate. Eu voi face asta, eu voi face asta, eu voi face asta. O, dragii mei, asta e marea defecțiune a acestei ființe angelice. Eu voi face, eu voi fi. Și mă gândesc la Mântuitorul care se ruga în rugăciunea lui din Ghețimani și zicea, Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Dumnezeule. Observați dumneavoastră diferența. Știți ce s-a întâmplat? Când Lucifer a fost aruncat, el care era desăvârșit în frumusețe și în înțelepciune, a tras după el, zice Scriptura, a treia parte din îngerii. Citiți în Apocalipsa la capitolul 12 cu versetul 4 și acolo cuvântul lui Dumnezeu spune în termen clar cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul, mă rog, asta e altceva, balaurul a stat înaintea femei. A reușit să tragă a treia parte dintre îngerii cerului după el. Câți au mai rămas cu Dumnezeu? Faceți o socoteală. Câți? O treime i-a tras jos. Cât Câți au mai rămas? Încă două treimi. Va zice cineva, bietul Dumnezeu. A rămas numai cu două treime, dacă se mai întâmplă ceva. Știți dumneavoastră cum face Dumnezeu îngeri? <laughs> Știți cum face Dumnezeu îngeri? E destul să spună și se face. Dragii mei, niciodată să nu se îngrijoreze cineva de Dumnezeu sau de atitudinea diavolului, de atitudinea lui de răzvrătire. Niciodată să nu se îngrijoreze cineva de, de, lucruri de felul acesta, pentru că ridic mâna cu bucurie și proclam, Dumnezeu este atotputernic. puternic. El, din vânturi, își face slujitor, din flăcări de foc, își face soli. El, Face tot ce vrea în cer și pe pământ. Însă, îngerii căzuți s-au transformat în demoni. Demoni care au ajuns să fie organizați. Și dacă ne uităm în epistolele Pauline, vom vedea că scrie despre domnii și stăpâniri. S-au organizat să lupte împotriva lui Dumnezeu. răspunsul la întrebarea de ce îi lasă Dumnezeu altă dată poate. De ce îi lasă Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este foarte înțelept. A lăsat Dumnezeu când l-a aruncat pe șarpe pe pământ, l-a aruncat să mănânce țărână și diavolul va fi bătut cu propriile lui arme. El a fost învins la Golgota. Dar mă rog să mergem mai departe ca să ne cunoaștem dușmanul. Am văzut perfecțiunea lui. Am văzut defecțiunea lui. Haideți să vedem sancțiunea lui care i-a fost dată. Care a fost sancțiunea pe care i-a dat-o Domnul? Apocalipsa 12 cu 4, mai citesc o dată. Cu coda trăgea după el la treia parte din stele cerului și le arunca pe pământ. Isaia 14 cu 15. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Observați dumneavoastră un lucru. Satan a tras a treia parte din înger. În ce direcție a tras? De sus, de acolo. În ce direcție a tras? În jos. Asta face diavolul. Trage în jos. Dumnezeu în ce direcție îi trage pe cei de jos? În sus. Aș vrea să învățăm o lecție, dragii mei, și să înțelegem fiecare dintre noi că singura noastră șansă a oamenilor este să ne ținem de Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Uh, îmi place și mi-e dragă afirmația Domnului Isus din Luca de la capitolul 10 cu versetul 18. Știți că au venit ucenicii la Domnul Isus și au zis, Doamne, până și dracii ne sunt supuși. Și Domnul Isus în versetul 18 zice așa, Isus le-a zis, am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Știți ce ne spune nouă asta? că Domnul Isus este Dumnezeu veșnic. El este acela care l-a văzut pe satana când a căzut. Dragii mei, la căderea lui satana Domnul Isus era de față. De asemenea, aici în cuvântul acesta, Luca 10 cu versetul 18, dacă îl putem avea pe ecran, de folos. Uitați-vă, Iisus le-a zis, am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Aici e dovada personalității lui satan. Nu a mai fost loc în cer pentru el, să fim foarte atenți. Nimic spurcat și întinat nu va fi acolo. Ca să încerc să răspund la o întrebare care îi frământă pe unii, întâlniți oameni care sunt Scriptura în mână și vin să spună că sunt creștini demonizați. Dragii mei, în cartea asta este un cuvânt rostit de Domnul. Poate să locuiască lumina împreună cu întunericul? Nu. Este trupul creștinului un templu al Duhului Sfânt? Dar stă Dumnezeu în același templu cu, cu satana? Nici de cum! Să nu ne lăsăm înșelați! Chiar dacă vor veni, stăteau odată, aici eram în birou școlii biblice cu mulți ani în urmă, și au venit doi din ăștia care căutau să ne rămurească, știți cum mergeau prin scriptură? Ia uitați-vă, așa, așa, așa mergea mâna prin scriptură. Vai de mine, impresionează! Poți să impresioneze, dar atenție ce învățătură ți-aduc. Nu înseamnă că dacă ții scriptura în mână, ai garanția că învățătura ta e corectă. Dragii mei, să nu ne lăsăm înșelați. Domnul Isus a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer pentru că el nu stă în prezența lui Dumnezeu și dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, trebuie să avem certitudinea că el nu va lăsa ca un copil al său să fie stăpânit de Duhuri străine. Poate să fie ispitit, dar atenție, nu poate să fie posedat așa cum ar încerca să acrediteze unii. am zis câte ceva despre originea dușmanului. Cred că am înțeles originea lui. De ce este satana cine este? Pentru că, să nu uităm, Dumnezeu l-a creat o făptură angelică. Era un heruvim, era o ființă cerească și nu o ființă cerească obișnuită, ci o ființă cu autoritate, desăvârșit. Însă când a lăsat păcatul să pătrundă în el, ființa aceasta angelică s-a negrit aș zice, în sensul că și-a schimbat culoarea și a ajuns să iubească păcatul și să urască neprihănirea. Haideți să mergem mai departe și să vedem persoana dușmanului. Dacă am văzut originea dușmanului, să vedem persoana dușmanului. Ați văzut poze cu diavolul? Cine a văzut poze cu diavolul? Nimeni n-a văzut. Pocăiți. Eu am văzut multe, fraților. Dar l-am văzut în multe feluri. Unii îl fac așa, alții îl fac altfel, alții îl fac... Fiecare îl face cum vrea. Nu credeți în pozele cu deavolul. Ascultați-mă, nu credeți în pozele cu deavolul. Că el poate să arate cum vrea. Câteodată, știți ce zice Scriptura? Ziceți că știți. Înger! Câteodată se face înger, câteodată e predicator. Uai, Ua, de mine! Să vedeți diavolul câte știe să se facă. Ceea ce vreau să învățăm noi este că diavolul este o persoană. Să nu ne înșelăm zicând iau așa o forță a răului. Nu, nu. Diavolul este o persoană. Noi cei de aici suntem persoane. De ce spun că este persoană? Are nume. Uitați-vă, noi la stâlpii aia de acolo, care nu sunt persoane, nu le-am pus nume, n-au nume. E stâlpul din dreapta, stâlpul din stânga sau ceva. Persoanele au nume. Dacă citiți în scriptură, îi zice diavolul, îi zice înșelătorul, îi zice șarpele, balaurul, îi zice. Uh, hoțul îi zice în multe feluri, pârâșul, ispititorul. De ce zic că este persoană? O persoană este caracterizată prin rațiune, sentimente și voință. Are diavolul rațiune, dar cum nu? Păi când face strategii, are și retlicuri. Ăla trebuie să ai cap ca să faci și retlicuri. Zice în 2 Corinteni 11 cu 3. Dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este în față de Hristos. El știe să amăgească. Deci își folosește rațiune, are rațiune, are sentimente. Cititați dumneavoastră că și dracii cred și se simt. Au și sentimente. Are voință de asemenea. Uitați-vă când îl ispitea pe Domnul Isus. Diavolul l-a dus pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile și a zis Aș vrea să mi te închin mie, am voință. Închină-te mie și ți le dau ție. Diavolul este o persoană. În al doilea rând, este o ființă spirituală. Ce înseamnă ființă spirituală? Nu vedem cu ochii. Știți că lumea spirituală și cu lumea fizică se întrepătrund și nu toți oamenii pot să vadă în lumea spirituală. Omul este o ființă capacitată să se raporteze și la lumea spirituală și la lumea fizică. E capacitat omul să ia legătura cu ființe spirituale, cu Dumnezeu și vai sunt unii care iau legătura cu Satana. Dragii mei, când zic că satana este o ființă spirituală, când zic că demonii sunt ființe spirituale, uh, uitați-vă, în Luca 4, cu 36, Scriptura zice despre Domnul Isus așa, toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții, ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară. Dragii mei, vreau să clarific, ca să înțeleagă bine toți pocăiții. Satan este o ființă puternică, dar nu este atotputernică. puternică. Că mi se pare ciudat, sunt grupări religioase care așa se joacă cu diavolul, calcă, pun oter pe cap și nu mai știu ce. Dragii mei, cred că trebuie să ne înțelegem locul și menirea. Singurul care este atot puternic, este Dumnezeu. Noi suntem oameni care, dacă îl avem pe Dumnezeu în noi, avem putere. Și putem zice, ca ucenicii, Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Dar când? Când stăm legați de tine, Doamne. Când zicem din fire, Doamne, și duhurile ne sunt supuse, să tot zici tu numele lui Isus, că te întreabă ca pe Fiul lui ceva pe. Pe Isus îl știm, pe Pavel îl cunoaștem, dar voi care-i treaba? Înțelegeți? Dragii mei, Satan știe multe, dar nu este atot știutor. Aș vrea să facem diferența. Este o diferență ca de la cer la pământ între Dumnezeu și diavolul. Pentru că adesea a pătruns în lumea creștină ideea, vine în minte un vers al lui Blaga, să vi zic, e scris în cărțile lui Blaga, zice el așa, pe semne învrăjbiți de o veșnicie, Dumnezeu și cu Satana, împreună s-au împăcat în mine și împreună picurat-o au în suflet iubirea și ura și așa mai departe. Dragii mei, asta e înțelegerea lui Blaga, omenească. Dumnezeu este infinit mai mare decât Satana infinit mai puternic decât satana, infinit mai înțelept decât satana, mai știutor decât satana. Tocmai de aceea aș vrea să înțelegem astăzi că atâta vreme cât stăm în mâna lui Dumnezeu, nu avem motive să ne temem. Persoana dușmanului, am zis așa, este persoană, este ființă spirituală, este un înger căzut, să nu uităm asta. Este un înger căzut. A fost creat ca înger, de o frumusețe aparte, de o strălucire aparte, de o înțelepciune aparte, dar unul care a căzut. Haideți să ne uităm la caracterul dușmanului acum. În al treilea rând, să ne uităm la caracterul dușmanului. Știți ce ne spune Scriptura despre el, despre Satana? Poate vă veți întreba, dar ce învățăm noi numai despre satana în seara asta? Tocmai ca să creștem spiritual, să ne cunoaștem dușmanul și să înțelegem că dacă nu-l cunoaștem, o, oh, cum ne poate înșela. N-ați văzut dumneavoastră copii mici? A fost chiar așa niște aranjamente făcute, poate că ați văzut pe aici, pe acolo, pe video în care cineva s-a dus la mămica care era cu copilul în parc și a spus simplu, îngăduiți-mi să fac un exercițiu, să văd dacă copilul dumneavoastră chiar stă lângă dumneavoastră și chiar face ce ați spus, că el l-a pus în spațiu de joacă și a zis, joacă-te acolo. Și mămica a zis, da, copilul meu, ascultă, numai acolo stă, în țar acolo stă. Și a zis, ne înțelegem? Eu demonstrez că nu e așa. Și a venit cu un cățeluș mic, a intrat prin țarc și a zis, uite cățelușul, ce frumos e. Ce mai am patru în portbagaj acolo la mașină, nu vi se vezi și pe ea. Și copilul, pentru că era copil, s-a luat și s-a dus la portbagaj să vadă, pentru că era copil. Sigur că a fost un, ar un aranjament clar, care nu a adus niciun fel de rău și niciun fel de prejudicii, decât a învățat-o pe mămica aia că trebuie să fie foarte atentă cu un copil. Ei bine, dragii mei, Dumnezeu în această seară ne pune înainte o astfel de învățătură ca să înțelegem că un creștin matur spiritual trebuie să-și cunoască dușmanul și dacă Dumnezeu ne va ajuta, în alte întâlniri viitoare vom vedea cum trebuie un creștin matur să se lupte cu dușmanul. Ei bine, Caracterul dușmanului, haideți să-l înțelegem. În primul rând, primul lucru care vi-l spun despre el, așa ca să vă îngroziți, este un ucigaș. Dacă ați ști despre un om că e ucigaș, cum ați simți? Țin minte cu, cu mulți ani în urmă, traduceam pe niște frazi de prin Olanda la sala Olimpia. Era o evangelizare. Și la un moment dat a venit acolo un om, a venit la mine, că eram traducătorul, și a zis, dar întreabă și pe mine mă poate ierta. Păi zic, dar a fost clară predica, i-am spus omului, dar a fost clară predica. Pe orice om îl poate ierta Dumnezeu. Nu, nu, întreabă dacă și pe mine. n am avut încotro. Și m-am dus cu omul la evanghelist și omul a zis așa, păi eu am omorât pe cineva. Când am auzit aia, eu traducătorul, credeți-mă, M-au trecut fiorii, am zis, wow, stau lângă unul din ăsta, am făcut ochii mari cât cepele. Și am zis, uite, lângă cine stau. Ei bine, dragii mei, noi nu conștientizăm faptul că dușmanul nostru este un ucigaș. De ce vă spun asta? Ia uitați-vă ce zice Sfânta Scriptură în Ioan, capitolul 8, cu versetul 44. Uitați-vă ce ne spune aici Scriptura. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost. Ce ați zis? Sau dumneavoastră nu citiți acolo? Numai eu? El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr. Spunea Domnul Isus în Ioan 10 cu 10, hoțul, vorbind tot despre diavolul, nu vine decât să junghe, să fure și să prepădească. Deci, dragii mei, Aș vrea să știți că scopul deavolului, caracterul lui, este acela de a nimici. De aceea vă pun în gardă astăzi. Feriți-vă de șiretlicurile diavolului, pentru că mai devreme sau mai târziu, cine-i cade în plasă, va fi ucis de deavolul. Nu vă lăsați ademeniți. Ci înțelegeți că trebuie să vă feriți de ispitele diavolului și de șiretlicurile lui. În al doilea rând, este un mincinos același verset, Ioan 8 cu 44, zice așa, Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru, el de la început a fost ucigat și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr, ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Dragii mei, wow, cum minte diavolul nu știu cine mai minte și știi cum? Vine și-ți spune ție în mintea ta. Atâtea minciuni îți spune ca să-l crezi. Vine și -ți spune, fă că nu se întâmplă nimic. Uitați-vă la Eva în Eden, cum a venit. Pă, dacă luați din asta veți fi ca Dumnezeu, dar Dumnezeu n-a vrut să, să fiți ca el. Luați, mâncați din, din fructul acesta și veți fi ca Dumnezeu. Minte diavolul și vrea să-ți dea impresia Că îți spune adevăruri pe care tu să le descoperi. Dar vă rog, fierbinte, creștini care vreți să dovediți maturitate, nu-l credeți niciodată pe diavolul. E un ucigaș, e un mincinos, e un păcătos. Totdeauna face păcate 1 Ioan 3 cu 8. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Cine păzește poruncile lui rămâne în el și el în el. Și cunoaștem că nu e versetul ăsta, 1 Ioan 3 cu 8. Sau am pus eu greșit? Da, ăsta e. Cine păcătuiește este de la diavolul. Căci diavolul păcătuiește de la început. Ucigaș, mincinos, păcătos. Vă place o astfel de companie? Nu, sunt sigur că nu. Nu vă lăsați, dragii mei. El vine atât de șiret, vine atât de fin spre mintea oamenilor ca să-i înșele. Însă, dragii mei, vă chem să nu ne lăsăm victime ale dușmanului. Originea lui, persoana lui, caracterul lui, haideți să vedem lucrarea lui, lucrarea dușmanului. Dacă ne uităm în Scriptură de la început, ce a făcut cu Eva? A ispitit-o, nu? Ce a făcut cu Domnul Isus? L-a ispitit. Ce face cu Nelu Filip? Da da, 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 cu tine ce face? Și pe tine te ispitește. Observați care e lucrarea diavolului. Aceea de a ispiti. Ce înseamnă ispita? Ai credem că e nu știu ce mecanism grozav. Am mai dat altă dată exemplul acesta pentru cei ce pescuiesc. Se duc și și aleg râme, așa știu eu, râme roșii din alea care bat bine la ochi. Și pun râma în cârlig, nu se vede cârligul. Și firul de nylon e transparent și la ca apa să nu se vadă nimic. Și dintr-o dată bietul pește vede că o râmă dă din coadă în fața lui. Deci, wow, ce grozav! E ispita. E ispita. Și bine ar fi să înțelegem fiecare dintre noi că e atât de periculoasă ispita. Lucrarea diavolului este întâi aceea de a ispiti. El ispitește. Știți ce mai face diavolul? Să ne uităm la intervenția lui din Eden. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și începe să răstălmăcească cuvântul. Adică îi dă înțelesuri noi. Și te mir ce tălmăcirii îți dă din Scriptură. Dragii mei, există sete asta după noutate când e vorba de Scriptură. Atâta sete după noutate. Dragii mei, să nu vă supărați, eu chiar vă vreau binele și din toată inima mă rog Domnului ca toți cei ce suntem aici și toți cei ce se închină la poarta cerului să ajungă în rai. Dar pentru aceasta, dragii mei, nu trebuie să ne lăsăm înșelați. Există tendința asta să ascultăm ce n-am mai ascultat. Și uitați-vă dumneavoastră când vine un predicator din ăsta care vă spune ce n-ați auzit. Wow! Ne-a zis-o despre Armagedon, despre nu știu ce. Uitând că până la Armagedon, dacă nu ești pocăit, rămâi cu Armagedonul și cu ale lui. Pocăință ne trebuie, dragii mei, și de aceea e important să predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Și eu vreau astăzi să vă duc aminte că vine diavolul adesea și răstălmăcește cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră ce, ce accent psihologic și de dezvoltare personală cade mai nou peste predicile populare accente de dezvoltare personală devin discursuri de dezvoltare personală scoțându-l din miezul lor pe Iisus Hristos, singurul care poate schimba vieți. Și pentru asta se răstălmăcește Scriptura. De aceea vă rog să fiți atenți. Lucrarea diavolului e să spitească, să răstălmăcească Scriptura. Știi ce mai face diavolul? Se împotrivește lucrării lui Dumnezeu. Uitați-vă în Zaharia 3 cu 1, omul Dumnezeu, în Zaharia, capitolul 3, cu 1, zice, el îngerul mi-a arătat pe marele preot Iosu stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satan stând în dreapta lui să-l pârască. Are grijă satana să se împotrivească lucrării lui Dumnezeu și dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea cum s-a împotrivit lucrării pe care apostolul Pavel voia să o facă. Îi împiedică pe slujitorii Domnului. Satana asta face. Uitați-vă în 1 Tesalonicen 2 cu 18. 1 Tesalonicen 2 cu 18, astfel odată și chiar de două ori am voit eu, Pavel, cel puțin să venim la voi, dar ne-a împiedicat satana. Observați ce face dușmanul nostru, împiedică slujitorii Domnului, împiedică Evanghelia. Uitați-vă în 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 4, ce spune cuvântul lui Dumnezeu zice, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos. Observați ce face. Diavolul caută să împiedice Evanghelia. Dumneavoastră ați spus mai înainte, parte din lucrarea lui este să se prefacă în înger de lumină, adică să-i înșele pe oameni. Am citit versetul acela din Petru, care zice că el caută să înghită. Frații mei, avem un dușman. Să nu vă supărați, poate nu vă place predica din seara asta. Cred că ați vrea așa să vă spun lucruri la care să puteți striga aleluia și amin și să ziceți: Suntem biruitori cu Domnul. Vom fi biruitori dacă vom ști cine-i dușmanul nostru. Dacă nu știi cine-ți e dușman, cum să biruiești? Pe cine să biruiești? Te lupți cu piatra și cu lemnul. Dragul meu, tu ai de luptat nu împotriva cărni și sângelui. Tu ai de luptat împotriva stăpânirilor întunericului. Și de aceea e important să știm cine este dușmanul nostru. Să nu uităm parte din lucrarea diavolului este aceea de a acuza, aceea de a pârâ. Ați fost atenți la versetul din Zaharia. Mai adaug Apocalipsa 12 cu 10, care spune în termeni foarte clari: Și am auzit în cer un glas tare care zice acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că pârșul fraților noștri, pârșul care zice și noaptea îi înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Observați care e lucrarea Lui. Și zice Scriptura că toată lumea zace în cel rău. Adică îi aduce pe oameni la starea aia de amorțire, îi aduce la starea aia de comă spirituală pe atâția oameni, încât oamenii zac în cel rău și nu mai simt că ei zac în cel rău. Dar să vă spun ceva în final, după ce am zis originea dușmanului, după ce am zis persoana dușmanului, după ce am zis caracterul dușmanului, după ce am zis lucrarea dușmanului, să vă zic ceva ca să fiți plini de bucurie. Destinul lui. Ce ziceți despre destinul lui? Aveam un, pe vremuri un predicator simpatic care zicea așa, vine diavolul la mine și mă tot ispitește și tot îmi arată ce am făcut, tot îmi arată trecutul meu, tot îmi arată așa și zice, la un moment dat i-am zis așa, deavole, lasă-mă cu ce-am făcut eu, pentru că ce-am făcut eu a iertat Hristos. Dar hai să facem un studiu biblic despre ce va fi cu tine. Ei bine, dragii mei, știți ce va fi cu diavolul? La urmă, întâi, vreau să vă spun întâi, ca să avem putere să-L biruim, Hristos l-a învins la Golgota. Pentru noi există o șansă extraordinară. Noi putem fi biruitori în lupta cu satana și la capăt destinului ne spune că iazul de foc a fost făcut pentru diavolul și pentru îngerii lui. Doamne, adu vremea aceea când de sus din Sfânta Ți Împărăție să ne uităm cum ai închis capacul peste iazul de foc care-i moartea a doua. Și să știm că nu vom mai avea de-a face cu el, dar până atunci, dragii mei, atenție! Într-o seară ca aceasta la studiu biblic, Dumnezeu ne-a atras atenția că trebuie să fim vigilenți. Ca oameni maturi spiritual trebuie să dovedim vigilență, să fim atenți, pentru că diavolul. Ascultați-mă bine. Predicam duminică seara într-o biserică și am zis, el se dă drept altul, totdeauna se dă drept altul. Știți cum se dă drept altul? În fața lui Eva s-a dat drept șarpe. În fața noastră se dă drept colegul de servici. În fața noastră se poate da drept uh, o femeie frumoasă, un uh, flăcău extraordinar, ceva grozav, se dă drept altceva. Frații mei, surorile mele, să nu ne înșelăm, să fim cu ochii deschiși, să fim vigilenți și atunci când vom vedea că indiferent prin cine, uitați-vă, Domnul stătea cu ucenicii lui de vorbă, erau ai lui, și la un moment dat Petru și-a deschis gura și a zis să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Domnul care avea, sigur, dovada maturității spirituale, dintr-o dată a văzut în Petru ceva care l-a făcut să zic aceste cuvinte. Și a zis lui Petru așa, înapoi a mea, satano, <laughs> înapoi a mea, satano, tu nu știi de ce duh ești călăuzit. Dragii mei, ca să-l biruim pe satan, Întâi trebuie să-L cunoaștem și apoi să ne rugăm Domnului să ne dea discernământ. Și să ne ajute Domnul să învățăm în continuare, când vom avea ocazia aceasta, să învățăm ce ne-a pus Domnul la dispoziție. Pentru că ne-a pus Domnul la dispoziție un adevărat arsenal ca să-L putem birui pe satana. Doamne, ajută-ne!